Am dormit. Și am avut trei visuri. Și te rog să mă crezi că, și că cel puțin de o oră, dacă nu de trei, am stat cu tableta în mână povestind primul vis și cred că și când am uitat, tableta era pe roșu. Cum adică ai nu știu parola așa, descărcat și habar nu mai am ce am zis. Dar a fost lucrul serios. Nu o să-mi vezi ca altul neapărat. În fine, poate unul de altul, da. Nu mai știu mă cu... Cuando cita Emi, dacă nu te întâlneam pe tine, Ștefan, nu știu, viața mea a fost o tragedie. Oricum, era o tragedie, dramă. Din cauza bunicului meu, colonelul, securistul, călanul și tării hațiului. Până acolo, la Pui, primar în Pui. M-a ajutat Dumnezeu să nu moare, mă câinește. Dacă t-am suferit. Dacă știi tu. Încă din 87 nu vreau lucru. Și am fost ceva înainte. Nu am atât timp să arunc pe angura lui.
Madusta Nina. Hey. Ce-i în lai? Multe. Stai aici, ai slănină, ți-aduc și muștar. Pâine ai. Cirinci? Da, uite aici este. Prăjite? Nu prăjite, nu am mai, nu numai prăjite. Aia, de pe rând nu stau. Aia și mănânc. Nu mai te duc. Mă duc. Să dau medicamentele. Mă așteaptă ceva de ori. Am chestiuni grave. Și este un pic de muștar. Am lăsit muștar. Uite, eu am pus aici pe el. Înțelegi?
să iei medicamentele. Măi, hai că e târziu, e 9:30. Băi, Felix, Felix, hai să iei medicamentele, hai sus. Nu, hai, deșteptare. Nu, eu ți le las aici, am plecat, băi, e groaznic. Bun, dorm până poi mâine, eu ți le las aici. Să știi că dumneavoastră cel puțin 2 ani mă speli pe creier. Nu, mă, ești, uite, am venit cu medicamentele și faci pe mult. Nu, lase, uite, sunt aici, le iei să vrei, ce să mai fac? Un scandal fiecare zi de două pe zi. Mă, termină, mă, uite, eu acum pune-te în situația mea, vin aici și faci pe mort. Nu. Medicamentele mele, eu le iau. Tot ce din ani de zile. Că știi că le iau eu, că să nu le ia eu. Ce dacă rog să mă duc o pahar cu apă, ca. Urlă mai rău. Uite, a trecut jumătorul și mă gândeam ce-a visat. Și acum mă aminteam ceva. Au zis o trecă. Uite, s-a făcut scandal. E un securist, bă. Poet securist, îți dai seama. No, generația lor a fost bătuți cu picabul în pat, în cap. Dar ce să te aștept? Ah, freacă, adică în fiecare familie sunt un dubitoc de asta. Sau poate să fie femeie. Mamă, dacă scandal. Ai cu cine să te înțelegi, băi. N-au bun simț. N-au bun simț. Scandal, scandal. Eu sunt singura persoană cu adevărat bună din familia mea. Nici măcar maică mea. Dar l-am educat eu. Bun. Ce să zic? După aia nu, aia a fost bun. Mai anii 80 mai mințea și ea. Mai zicea una alta. No. Că cum? Se poate să nu minți și ce aia? Anii 80, știi, nu era copil mic. Păi da, trebuie să nu minți. Deci, în Biblie, Dumnezeu. Dacă nu eram eu, că muream eu, dar cum ce? Familia asta stima de mult. Răstirau tot. Eu i-am spus la o altă.
Toate fel de posibil. Și mai spun ceva, a murit mama. Era acolo un gropar, care și l-au murit după aia. Nu avea trei gropari. Oameni pe cimitire. Nu, mare, nu mai pe acolo. Solid. Și eram acolo în față, la ușa capării, și eu cu taică mea. Atrebuiam să vin la paiecu. Ioana. Da. Și zice gropar, știi? Și cât îi tai când nu. Care e ăla rău, ca să leg? Care e copilul ăla rău, ca să leg? Zice, stai că nu. Eu sunt, de el. Aveți ce scandal îmi face. Tu habar n-ai, băi, ce-a fost aici în casa asta, dacă nu era un balamuc, era mai rău ca la zambă acasă. Dar trebuie să am două doctorate. Și îmi fac doctorat în științele familiei. Malear. Nu, ce să zic. Și apoi, acum, uite, asta a fost atunci, în 2011, când am murit săraca mama, așa ce am îngropat. Ori nu-l patam. Cu urmă nu-l patam. Da, pentru că eu la fire, nu. Un pic s-o enervat. Nu știu, la petata, știi? Nu mai era mort. Ce ar fi aici, aici, pe terasă? Vreau să mă ia pe mine discuții. Și tata l-a trimis în... din om era și el, știi? Și spun, a venit aici... Și te legam cu mama sa, știi, cu prietena mea, bătrâna. Mai în vârstă ca tata, era de pe 34. Și a stat aici a patru, știi, lângă maică mea. O, patru pe maică mea, trebuie. Ia, bă, mamă. Vezi că... Ce ești cu vulpoiul ăsta? Adică tata, știi? Și... Nu știu că ai găsit cu vulpoiul. Și apoi ce am să spun? Acum când am fost, că mă tot bătea, mai, scandalul ce mi-a făcut, odată am venit la duminică de spovedanie, știi, și mi-a făcut scandal la spovedanie. Bă, omul satana, mă. Și eu, uite, eu eram terminat. Bă, să mergem în martie. Acum vedem de zonele care nu pot mânca. N-am măsere. Îmi face scandal. Abia l-a dormit. Mă luat iară cu scandalul. Ca un fugar. Și... Ce-o să zic? Că nu știu, steriz, zamovist. Nu știu ce-i fără. Dar cu toate partidele, cu toate comisiile. Mă, cu unul ei, nu. Da, și... Și... Ce am să zic, un alt aspect. Eu am putat vina pentru moartea mamei. Deci nu eram eu vinovat. Dar așa a fost. Așa s-a născut acea carte, romanul ăla. Pentru că s-a apucat doamna păstăre. Am spus că îmi pare rău că m-am putut cu mama, că mama mi-a spune. Doamna păstăre a rămas în anticamera. Apoi a început să mă urmărească pe mine.
Păi ce-am făcut? Ce-am făcut? Oamenii a pasărat, doamna, tu doamne, mă rețurește și mă. Doamna zicea la încarcerare, nebunul de Constantinescu, că taică-mi, știi? De fapt, ea a bătut șaua, ca să priceapă iapa și iapa, că nu a priceput. După aia, ce nebunul a făcut? Nu zic nebunul, nu vezi, doamne, că nebunul. Dar răutate mai mare. M-a închis pe 10 ani pe mine. I-am purtat eu păcatele. Eu zic încă eu mai pot. Acum când am mers la a doua, când am mers la comisie, nu era doamna. Ne-am intrat pe stărân. Cum am zis, să curiști. Spune, ne-am asistent. Nu asistenta o întrebare. Cine răspunde? Stai că mă, eu răspund. Adică el. Băi, muncea gavros săracul. Eu dacă aș avea plouzi, i-aș îngrijit mai bine, mă. Da. Nu vede că se duce, mă, că acum merge pe 79, merge pe 80. Se duce și la păpulă, înțelegi? După aia, îi trebuie că și la Dumnezeu îi duce de nici și de ceapă, mă, mă. Îi băgi de la țambal cu ei. Bă. Îl spun, ar trecea prostie, să știu. Ca să mă zic cât rău a făcut. Cât scandal, mă. Bă, dacă era oricine altceva, poate tu nu, dar dacă era un alt băiat din sat, de aici, băi, îi dau niște pum de lăsat lamă. Înțelegeți? Asta mizerie. M-a lepădat la Deva și la toate astea. Sunt tot zicea că n-ai terminat facultatea asta. Pule în cur. Păcat de omă. Nu, asta vreau să zic. Și azi iar efectiv am zis, bă, omul ăsta nu o să ajungă în cer, mă, nu o să ajungă la rai, nu ajunge, că e prea rău, mă, e prea rău și spurcat. Cui faci numai bine? Păi gândești, ți-am zis că i-am dat Dumnezeu. Nici așa nu bine. Dacă pensia de 10 ori mai mare, de atât de 10 ori mai mult, dar nici așa nu a fost bine. Nu. Care-i vina mea, nu? Care pula mea e vina mea? Să-mi spună mie cineva. Să vină Comisia Supremă aici să spună care pula mea e vina mea. Să aud eu odată să-mi spună. Ce dracu am făcut eu, mă, de 20 de ani, mă, de să sufăr atât. O umplut toată casa de cuțite, mă. Pe unde? Acum o mai lăsat mai moale, dar unde? Că am zis. I-am zis, dar pe unde mergeai? Hați, trei cuțite în trei direcții. Toate camerele, făcut camera lui, nu puteai să stai, unde te așezai la masă, hați, dădeai de cuțite. Tâmpit, mă, și criminal. Dacă nu eram eu, îl băgau, dar pârnaie, fugea pula în pârnaie, nu mai făcea pe deșteptul. Așa am făcut eu locul lui. Nu fac oftet. Mama o regătavă. Acum era fericită că m-am născut eu. Că eram cu minte.
Bun. Chestia aia, nu știu voi, dacă ați fost voi înainte, n-a fost rău înainte de pocăință, am suferit. Diferența a fost alta. Deci eu am suferit. Pe mine, Biblia voastră m-a ajutat să mă echilibrez. Asta, nu că am fost rău, că am fost niște. Dar el și acum e tot rău. Rău, mă, rău. E rău. Ți-am salvat viața, mă. La propriu. De 3 ori. De 2 ori și odată a căzut de mobilă, dar nu s-a mai ridicat. La câtă mobilă a luat lui. Lua și masa de cafea mamei și aibă cu el acolo. Până cred pe ea. Și care-i toa? Ce? Care, era de poruncile Biblie. Cineva vorbi de rău pe tatăl său și pe mama sa, nu? Să fie dat morții. Acum, nu? Deci n-am nicio putere. Nu pot să zic nimic. Nu pot să fac nimic. Nu putere. N-am cum să mă... N-am nicio dreptate. Nu? Păi, taică-mă. Păi toți călugări și probleme, pastorul, sunt un curcu, taică-i, păi taică-te, 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 taică-te. Și Ștefan mă zis, îmi pun căști în urechi. Nu mai aud. Făcea scandal în bloc, nu interesa pe nimeni. Nici acum, nu interesa pe nimeni, că prieten cu ciorbă și cu pulangii ăia. Ce mă încurc. Nu. No. Eu să... Ce să zic? Bun. A fost la știri un lucru. Am auzit la știri pe vremuri. De mult. De acasă adevărat. În apartament din București era un bătrân. Un țăcănit din ăsta. Comunist. Că avea un băiat sau... Am fost un nepot. Hai că ținea un, câine, pitbull, sau doberman, să nu știu ce ținea aia, cred că pitbull. Și ăsta, boșorogul, bătea câinele în fiecare zi. Doamne, câinele nu mai pot suporta, hați, o executat. Și asta vrea și el. Deci să nu plece, să nu moară el și să am eu liniște. Să-l plâng, să mă duc la aparat. Nu. Că să sufăr și după ce moare el o eternitate. Că eu am făcut. Că eu am făcut. Că eu am făcut. Că eu am făcut. Vezi cum apare muzica de operă. Eu l-am bătut pe Giuseppe Verdi. Toți ca lui sau Traviata. O probam de cu pantinești. Dacă lua altă muiere de aici în sat și făcea un băiat velo, bă, nu prea îmbătaie, mă. Îl făcea, îl băga între urechi. Ca să nu mai zic că m-am închis 10 ani în zam, să vedem ce și mai încolo, nu că ar fi vrut. Ca să nu mai zic că până ce am venit în zam în 2013, când am fost în 2013, 2 ani, de o și-a murit mama, și înainte duream pulă de mine. Nu le dea bani măcar pentru taxe. Și am trăit independent, băi, 2 ani, înainte, când mama trăia, la bloc. Îmi dădea mic. Vai, cea,
că să plătesc eu și aia, și aia, și nu știu ce acțizele, și nu știu cum. Mâncare din pula lui Petrini. Mâncare. După aia, o dat-o cu mama, uite acolo, de calutelul ăla, de la cărea. O dat-o de podea cu capul, așa de zavă încă omorât-o. Aia la mână, da, profesor, ce-ai făcut? No, ce faci acum? Mergi la pârnaie, mergi la nebuni, mergi unde mergi, la stadion, la meci, la cenaclul sau la naziști, sau iei copilul și îl mai educăm un pic, că trebuie să educăm copilul și să-l tratăm cu bute în cap și pumni în spate, în coloana vertebrală, și-l da copilul. Bă, Iisus, să mă ghezmuiască el de sus, el a avut dreptate, nu Iisus, mă. Iisus a avut dreptate. Ăla. Mai Iisus. Îți spun, am început să mă doar în pulă de el. O zis și Iisus. Dacă va iubi cineva pe tată mai mult decât pe mine, nu e vezi de mine. Dă-l în pula mea. Îi dau, îi fac, îi dreg, mai mult decât îmi dă el mie. Uite, îmi dă mie niște stălină împuțită, dar eu lui care îi dau lovele. Dacă el asta nu vede, nu apreciază, ca să nu mai zic, mereu cu șapca în cap, șapcă, mai de mult pălării. El, cum îți vremurile, știi? Pălării domnești, pălării țărănești, pălării nu știu de care, de paie, așa. După aia, de proletar, de nu știu care, de aia, zic că e jos, bă. Acum a trecut-o pe șepți din astea. Și el, afară cu pălăria, în casă cu pălăria, la calculator cu șapcă, acum șapcă, afară cu șapca, în casă cu șapca, la calculator cu șapca, la masă cu șapca, la loc cu șapca. În pat cu șapca. Păi dați seama că creier nici nu mai are creier. Dacă o au vreodată. Dacă îi spui, se mai are o metodă. Încerci să zici două vorbe, mă. Două vorbe, atât. Nu. Te întrerupe de trei ori. Nu poți să-i zici. Tu te gonește. Azi eram cam mort în pat, căzuse, mă spuse. Venim să mă zice, hai să mergem la centrală, să golim de nisip. Bă, și dacă mor, mor. Mă, ca știu că a murit de malul tata. Am întâlnit, bă. Până și-n puțitul ăla de Grigore, mă, ăla subește copilul, mă. Da. Stai că nu. Iubește pe Ardeleanu, pe Dăion, pe ăia cu pula în cur. Mor copilul. Atunci frații mei care erau surut bine și erau față de mine, bac. Că îmi bac. Că mi-s inferior. Nu. Eu sunt polia și ei sunt țărani. Vai, capul lor. Nu. Păi aia ce să mai zică? Nu că avea toată treaba cu mine, poate. Dar de totdeauna trebuie să aibă pe cineva de chinuit în familie. Când eram eu mic, adică, bine, era Rafael. Rafael bătea, mă, ia mama. Dată l-a bătut așa de rău, că l-a lăsat lat, cu nișa, cu usul. Acolo e timp,
Da, nu știu câți ani avea, oricum. Eu, dacă eram să mă nasc sau mă născusem, Rafael avea vreo 9 ani, ceva. Dar Rafael s-a dus. Bă, l-a bătut, mă, de... L-a lăsat la, mă, ca, ca la meci. I-a dat un meci. De ce nu se știe? A. Ce acum? Rafael era deja în plus. De fapt, să știi că și cu frații mei nu e chiar așa simplă povestea. Că ce m-am născut eu, deci eu am iubit foarte mult pe Rafael. Și am început să-mi zic că, bă, zic că te închid, că tata moare, că nu te țin, că nu știu ce și trebuie, am zis că de obitoc. Ba, nu, hai, uite, că l-au privat COVID, de fapt. Facem în casă, nu mai știu ce zice. El îmi făcea lume frumoasă, știi, când aveau modele cu aeromodele, cu chestii. Bă, ați fost ca lumea, știi? Nu, eu nu credeam Dumnezeu în anii 80 ăsta, da? Pot să spun că am probleme cu el. Dar mi-a zis Rafael, știi? Că... După Revoluție. Deci când mama a vrut să divorțeze, am zis că nu. Nu, am întors de la Novodar. I-am dus la Arad, iară familie împreună. Nu. Și zice Rafa, și zice Rafael, tata, ce mai caut aici? Mi-am zis chiar la Boc. Ce mai caut aici? Uite. Efectiv, o gonim de acasă. Asta când era prim, 99-1, așa. Deci, Rafael în 73. Rafael are cu 6 ani mai mult ca tine. Cu 9 ani, n-are să cântă. Cu 9 ani mai mult ca mine. Da. După ce probabil mama a zis, lasă băiatul în pace, că Rafael era cel mai cuminte, cel mai muncitor. Ăla muncește, frate. Deci, muncă intelectuală, muncă fizică, chimie, trebuie și Teodor la pace. După aceea s-o mai lăsat pe tânăreală și pe filozofie, din ăștia că... Nu. Asta e un inginer. Vreau să fac arhitectură, dar eu știu, fă, dacă ești în asta, fă chimie. Nu știu. După aceea, ce mi-am crescut eu în anii 80, era scandalul cu Flaviu. Deci, Flaviu a făcut școala la Braz cu tata și mergeau în fiecare zi pe autobuz. Păi ce duceau? De Hațe la Braz. Fiecare dimineață, hai flocosul, că Flaviu avea o păstură roșie. Pe parte, nu știu cum, pe parte cu floci. Hai flocosul, hai flocosul, nu știu ce. Dar el voia să bată și pe Flav, știi? La mine, probabil că nu m-a bătut, pentru că e mai slăbut. Și-o văzut că eu sunt calculator, știi, că țin de tot. Și era mai bătut, știi, el. Mai bătut.
Dar acum mă bate cu vorba, știi, și vede tot mai pervers. Și asta nu de azi de ieri. Tot îmi face bancuri perverse și dă mâncare și dă medicamente și hai că, eu nu pot să mai aștept. Că nu pot să... Că am venit aici cu pula în curs să te tratez, că trebuie de asta. Dar ce vreau să spun? E că eu sunt avocatul lui, știi? Eu, numai eu. Ne-am purtat vina la capelă, ne-am purtat vina 10 ani în România. Cred că el o să meargă în cer și eu o să meargă în iad, știi? Așa e cu Hristos. Hristos a mers în iad în locul lui Iuda sau Caiafa. Dar și ce vreau să spun, e că... Dar pe Flaviu nu putea bate, mă. Pe Flaviu era șmecher, știi? Și el era parșiv. Adică el se supraviețuiască. Ce zic, că e prost, ia, bă, stai. El începea să urle. Stai, nu, dar... Ce, acolo un scandal dimineața sau așa? Nu s-a apucat de el? Că... Tot am tot blocul, știi? Ce, cum să poată bate? La faia tăcea. Rafael tăcea și o lua. Da, și povestea mama că înainte poate să construiască mama cu tata, ea fiind a doua soție, Rafael mai bătea pe Flaviu, știu? Dar ce putea să bată, nu? Da, și îți închipi, știu? No, și Flaviu, probabil că și pe el l-a fi gonit. Și el oricum nu stătea cu noi, că el avea perspective, știi, că aveau ei un unchi la un restaurant, un, nu știu ce, stațiune de la mare, știi? Era o spătărie, treabă, chestie, mâncare. După Revoluție, a plecat de acasă, a făcut o spătar. Asta a fost. Că mi-amintesc, știi? Flaviu mai fuma și el o țigară, nu. Și eu am educat, că este copil bun, mergi la biserică, nu te rogi, nu știu ce, ai merge la satana, ziceau părinții, că fumează, că nu știu ce. Stătea, avea fotolii, erau două fotolii, una, identice. Stăteam lângă el, îl mirosea totul. Am tăbulut, dai seama asta, fumează. Dar mii, ce știam, aveam 4-5 ani. Și... Nu-i Flaviu mai rău ca tata. Și taică mi-a zis mult mai mult ca și Rafael, că dacă ziceam ceva, nici nu ziceam mai rău. Dacă nu făceam, deci dacă astăzi spuneam că sunt prea obosit să vin să mai scoate la centrală, că nu-i nevoie, că e cald afară, că scazi pe rest, ca... Nu poate să spună în calorifer, că eu stau acoperit. Ai zis, stai că-mi toarce în foaia. Așa ziceam. 10 ani. Nu, ultimii 10 ani, cu un timp, îmi toarce în foaia. Eu pot să nu te mai țin, te bag într-un azil. Și dai seama că regretul meu nu. Îmi place să citesc o carte, o chestie. Și de unde e? La zi să citești tu cărți. Plus că nu mai stai acasă părintească. Nu știu, mai zis, și mama a făcut o chestie. Casa asta nu poate fi vândută cât îmi trăiesc eu, ca să își împartă ăștia bani. Negustorii ăștia de peste munți. Și... Că mama era de aici, în Tarahasiu. Și eu zic, mama, când am venit de la
Listata. Dai seama ce ceva. Ce prostie. Nu jucă. Dacă nu, acum eram la Lisabona. Am doi, trei. Poate nu mai e. Nu. Acum ai văzut, da, Meti. Și era important. Eu încercam să-i amintesc, am visat lucruri serioase. Visat lucruri foarte. Și acum sunt prea obosit ca să mai fac ceva. Asta e viața mea. No, și eu cum? Ce pot eu să fac? Și nimeni nu mă ajută? Nimeni nu se pune cu un așa nebun ca eu? Eu sunt ghearele fiare. Și el iubește, în schimb, pisicile până a devenit roscos ca o pisică. Mieros, criminal, fiară, că și fiara, când e prinde șoarecele, nu mai lasă pisica. Nu mă ajută nimeni. Am rămas singur. Ia să merg, ia. Avorton, criminal, parazit. Asta mi-a zis. La 12 ani am zis avorton. La 11 ani am zis avorton. Seama face înseamnă avorton. Cu ori. La 12 ani am zis criminal, la 13 ani am zis parazit. Deci parazit înainte de chelul și ombladon. Până apucă pe el treaca de disc și după aceea să vezi cine să mă îngigească. Că și măsta taia o poșă să ținea. După aia, când a făcut Alzheimer, numai eu mai vorbeam cu ea. Numai eu mai băgam în seamă. Uite, în camera asta, mă, stai că mi-o spăluia pe maică sa. Dacă zi nu se pune. Putea pe maică, mamă, bolnavă, vai de capul ei, nu mai putea să, după aia, să țină în picioarele drepte. Era bolnavă, ce știa, de capul ei. Nu, ce fie să mă pus. Dar eu am, o să am niște întrebări. Eu m-am pocăit, am creștinat, am făcut, zici că-s Cain, mă, zici că prostul ăsta de tehnic chiar vrea să moară, mă, stai mă întărâtă, până dată îi dau cu ceva în cap și îmi las-o, las-o, terminat, știu că, îți garantez că n-o să mă ia nimeni pe-a mea cu inovația, că tot știu. Asta îmi face de 2-3 ani, ce, poate de 10 ani, pute la cap cu medicamentele lui. Hai, trebuia să am apă, vezi, n-ai apă, mă știi cum mă scotea, mă, nici la armată nu se face așa, știu. Nici la BD-uri, era ceva, făcea ca Dumnezeu, mă, pulul ăsta de om. Că nu mai pot și nu mai ajută. Dacă știam, băi, ziceam o Noua Zeelandă, al dracu-n pragul și o ziceam acolo și mai ajută. Am și o parte de ziceam luna asta. Și-mi zicea, știi? Te bat de ziua ta și trebuie să nu știu că mi-am copil. Am redus. E de-a Dumnezeu sănătate și moare. Că m-a săturat.
Băi, nu m-am tăturat. Deci eu m-am tăturat. Nu mai vreau să trăiesc. Trăiască eu. Vale, cum să fie. Eu nu mai am. O să vină doamna pastorea să ridice, o să cadă iar în cap. Să Rafael sau Flavius sau Ramona să vină aici să ridice. Deci, tare să mai vină. El acum doar în pulă, știi, pentru că acum a susținut pensia pe mai departe, lui din bani și asta tot ce contează, de mine nu mai contează nimic. Să-ți mai spun ceva, tu știi că îmi zicea rar, știi, prietenul meu, că el n-are nicio amintire cu tatălui înainte de vârsta de 5 ani. Dar mie taică mi-a zis odată, asta pe vremuri, 20 de ani, că tu nu mă cunoști pe mine. Cu oare sensul că nici nu am niciun interes să mă cunosc. Și ne-am te ascultă 3-2-1, ascultă ce agate, te căiește, speram eu, eram naiv. Aici eram asat, așa. Nu mă, nu fac ca tine, nici dacă se întoarce bine înapoi. Dai seama cum stau demonii acolo în capul lui. E un cornorat. Real cum, real momes. Real mână. Mă, dacă el crede că eu să-i dau vreun pumn ca să mă trimite de acasă, înșală. Mă punea, tu știi ce mi zicea când am venit de la spital? Tu te la față oglinzi și dă două farme și asta nu ți-a zis nimic. Și am făcut chestia asta. Cele mai dureroase farme care am văzut în viața mea. Mi-am dat singur la ordinul lui tata. Îmi dai seama, frate, ce e. Prieteni cu Răzvan Ciorbă, da. Din ăștia. Are spatele. Cea oameni o dumneze. Bă, câtă minute a trecut? Uite, frate. 30 de minute de liniște, încercam să-mi amintesc visele și 4-2 minute de standard. Și dacă nu mergea camera, poate era și mai rău. De fapt așa e, totdeauna, dacă merge camera. Fel, dacă nu merge camera. Dar se simte cu musca păcăciulă de aia cu totul medicament, hai că te-am văzut mâncare, hai că te-am văzut medicamente, dar nu cumva să zică lumea, știi? Dar nu știe că deja în fața societății mai rău și Catenar, ca Jondret. La măcar în vijar,
familia, la vreo 4.000 de lei, pe toată pe străzi, dar cât de cât, nu? Cine-a la familia lui Ion Drept? La sindicatul lui. Pe când el se gândește numai la el. Asta nu de azi e. Să le dea, cum i-o dat ei mie azi, eu cu securiștele, să le dea la noapte apostoli. Iisus, Mahamad și Isaac. Tătuca Avraam, să le dea el, cum nu acolo. Columba după lucruri de nimic, a ajuns de nimic. În mine că i-am citit 6 psalmi, asta nu mai contează. Eu crezut că Dumnezeu nu există și că nu există consecințe. Să demonstrat că Dumnezeu există și există consecințe. Și mie nu doar să mai vorbim peste 20 de ani. Înțelegi? Totuși mă cam cumva. Sper că mi-am ispășit pedeapsa de a mă fi născut. Asta e un vers, nu? Marx, de Schopenhauer, de Eminescu. Băi, nu? Păi zici și tu, măi, tati. Nu lua nicio, nici măcar o țigară nu ar fi luat. Că și pe nevasta lui frații mei, pe Luția Petru, profesoară de biologie, și pe aia o băteamă. Deci că el era nica lui Ștefana Petri, ăla, Ion Creangă, deci bătea mâierile și îl iubea pe Eminescu. Exact aceeași psihologie, știi? Ăla de departe e bun. Care e versul? Că nu mai am nici carte să pun. Dai seama că 10 ani nu jucărie, 10 ani de cărți necitite. Nu, ce eu într-adevăr am ajuns omul fără sfârșit. S-o certa cu mine în biserică la unul și... Da. S-a oprit o doamnă să vorbească cu mine, nu, hai că ne așteaptă, că nu știu ce. Așteaptă prostia din capul lui. Pervers, bă. Asta și eu. Ce a omorât-o pe mama, el zicea că el ar vrea să
să-și găsească o doamnă care să stea, să stea împreună, să facă de mâncare. M-au găsit pe mine, eu am fost doamnă. Cu coc, domnul Bătran, cu coc. Vezi, de-aia în Egipt îi îngropa un aur, că erau prea buni. Îi trimitea pe iudei în Ținutul Gosen, ca și pe tine. Așa că n-ai comentat tu în fața la egipteni, că n-ai la cine. Dacă nu știu un pic de istorie. Faraonul era cel mai bun om din lumea aia. Mai bun ca mesopotamienii. Propădivă. Să vedem, mai a fost ceva. Hey, Bex! Cum mai a fost? Nu. Nu. Bun. Și au gentalii ăștia că history filosofi și fiecare cu trăznaia lui, știi? Fiecare cu trăznaia lui. Who sent you here, Zhivago? No one sent me here, Commander. I'm going to Uryatin with my wife and child. They're on the train from Moscow. Yes, we checked that. Then? You put your knife with a fork and a spoon, and it looks quite innocuous. Perhaps you travel with a wife and a child for the same reason. No. Uryatin is occupied by white guards. Is that why you're going there? No. We're going on to Varikino. Not through Uryatin, it's under shell fire. Commander, I'm not a white agent. I am. No, I don't think you are. All right, Collier. Thank you, comrades. Sit down, Doctor. Take it. It's not as silly as it seems. There have been one or two attempts. Are you the poet? Yes. I used to admire your poetry. Thank you. I shouldn't admire it now. I should find it absurdly personal. Don't you agree? Feelings, insights, affections, it's suddenly trivial now. You don't agree. You're wrong. The personal life is dead in Russia. History has killed it. I can see how you might hate me. I hate everything you say, but not enough to kill you for it. You have a brother? Yevgar? Yevgar, yes, the policeman. I didn't know that. Perhaps not, a secret policeman. Did he send you here? Yevgar? Oh, Yevgar's a Bolshevik. I don't know anything about these things. Oh, you know a great deal. When you came in, you recognized me. How? Has someone shown you photographs? No. I am certain that you recognize me. I've seen you before, Commander. When? 6 years ago. Go on. Christmas Eve, you... You were there?
Or has someone told you this? I attended to the man who was injured by your wife. Why do you call her my wife? I met her again. We served together on the Ukrainian front. If she's with you, I'm sure she'll vouch for me. I haven't seen her since the war. She's in Uriatin. Uriatin? The private life is dead. For a man with any manhood. We saw a sample of your manhood on the way, a place called Mink. They've been selling horses to the whites. No. It seems you burnt the wrong village. They always say that, and what does it matter? The village betrays us, the village is burnt, the point's made. Your point, their village. Olya! And what will you do with your wife and child in Lariki? Just live. Take him away. He's innocent. Ai cumprir deste corpo é o que já é desse corpo. Am dorit să-mi comentarii că am făcut un cincit am făcut